Azi am fost la terminul frumoasă și am zis să se ies la aer, să facă să aprindă darul. Vreau să fac câțiva ceva pe ești, o să-i fac foarte simplu. Nu o să treabă lucrurile cu sorcă sau mai știu ce alte chestii. Vreau pur și simplu să ne bucurăm împreună, așa că cât se poate de o zi frumoasă. Și să încercăm să facem două, trei rețete cu pește. Pește pe care l-am cumpărat, că pescul meu nu prea funcționează, n-am avut mare succes. Ăștia sunt peștii. Pot să încep cu ăsta de aici. Gannard, se cheamă Gannard. Prima dată când lucrez cu așa ceva, nu am mai pregătit așa. Doar ăsta mi-e destul de cunoscut, l-am mai văzut în alte rețete. La fel nu am făcut. Dovorsau, macrou, doar că aici e foarte proaspăt. Și am câțiva creveți. Încep de pe spate. Pe lângă oaste și tot așa. Nu e cel mai bun cuțit, dar trebuie să mă descurc. Nu crește foarte bun și nu-mi permit să irosesc carnea. Chiar dacă oasele le voi folosi. Pe repede, înainte să prezentăm puțin situația, să vedem ce am făcut aici. Aici am 4 fileuri de la Dovorsau, pe care o să le fac mai târziu. Am oasele de la Dovorsau, l-am tăiat și peștele ăsta, Gannard, și o să-l folosesc și pe la și un Bula Base. Am căpățânele, le-am curățat și pe ele, am scos branhile și toate cele, o să le spăl. Pe grătar o să pun doar bucata asta de macrou. Creveții voi folosi și pe ei tot la... Hai să-i zicem Bula Base, dar nu e Bula Base, e o supă de pește. Le pun pe toate într-un vas. Am și icrele și lații. Pe ele nu le voi spăla. Și nici fileurile nu o să le spăl, doar o să le șterg foarte bine. Și cam atât. Acum aprindem focul. O să mă apuc acum să pregătesc și fileurile Dovorsau și o să încep cu garnitura. Am câteva rondele de cartofi pe care le-am fiert foarte puțin în apă cu lămâie. O să alternez o felie de cartofi, poate chiar două de cartofi, una de roșie și le bag la cuptor. Asta durează cel mai mult, de asta încep cu ele. Logic. Și ar fi bine dacă aș avea o țepușă ceva să prind bucățile astea, dar eu nu am. Le dau puțină sare, puțin unt și le bag la cuptor cam 30-40 de minute. Imediat îi dăm bice și cu sosul. Am pus două gălbenușuri la bain-marie. Untul l-am topit înainte. Am tocat puțin pătrunjel, sare, piper și zeamă de lămâie. Și încep să adaug untul. Nu știu cât o să se înțeleagă, pentru că trebuie să amestec repede.
Acum adaug și sare și piper și toate cele. E gata sosul. O să încep cu pătrunjelul. Opa. Focul nu mai e nevoie. Zeamă de lămâie. După gust, bineînțeles. Și ăsta a fost. Peștele va fi gata imediat. Acum e timpul să facem și peștele. Punem foarte puțin ulei în tigaie. Doar cât să o acopere toate părțile. Să o tapeteze bine. Lăsăm să se încingă bine. Încep cu asta mici în mijloc. Și la 3 minute. Și adaug unt pe margine să se ardă puțin. De partea asta și sunt gata. Nu este cea mai bună tigaie pentru pește, e foarte subțire și am nevoie de una cu un fund mai gros. Dar oricum e destul de crocant pielea. Pot opri focul. Toate cele sunt gata pentru peștele meu. Am scos și garnitura, pe care dacă aș fi avut-o pe frigărul i-ar fi fost mult mai bine, dar nu o am. Iau direct așa. Înțelegeți ideea. Ar fi stat mult mai bine întreagă. Pește. Și imediat îi pun și puțin în jos. Nu am schimbat unde finețuri, dar în mare cam asta e ideea. Sunt destul de mulțumit, având în vedere graba în care am făcut totul. Peștele a ieșit superb. Arată foarte bine, e suculent. Permit să folosesc mâna, uitați cum arată. Perfect. Genial. Mă rog, nu e cine știe ce complicat. Trebuie doar să încercați o dată sau de două ori și o să vedeți că o să vă iasă.